Livia Cosmiuc și Gianina Beleagă au ocupat locul 3 în semifinala AB la dublu vâsle feminin. Echipajul de patru rame masculin format din sucevenii Cosmin Pascari, Mihăiță Țigănescu, Ștefan Berariu și botoșoneanul Mugurel Semciuc s-au calificat în finala mondială de pe primul loc în semifinale. Viviana Iuliana Bejinariu a obținut biletele pentru Jocurile Olimpice după ce a ocupat locul 3 în semifinalele probei de patru rame feminine, acolo unde a concurat alături de Ioana Vrânceanu, Mădălina Bereș și Denisa Tilvescu. Suceveanca Ancuța Bodnar și Ramona Radis au calificat barca de dublu vâsle la Jocurile Olimpice. Tot acolo urmând să ajungă și cea de dublu vâsle masculin, formată din suceveanul Ioan Prundeanu și Marius Enache.